Candidatul independent a respins acuzațiile de extremism care îi se aduc și a afirmat că politicienii sunt singurii care încă nu au înțeles ce s-a întâmplat la scrutinul de duminică. Într-un discurs care a fost transmis în direct pe rețelele de socializare, Georgescu a comparat victoria sa din primul tur al prezidențialelor cu o minune din Biblie. De asemenea, el a spus despre Republica Moldova că este o cealaltă Românie. Vă mulțumesc pentru tot ceea ce ați făcut. Vă mulțumesc pentru efortul vostru, pentru dedicația voastră, devotamentul și pentru jertfa voastră. Chemarea a însemnat fiecare vine cu ce are și a fost înălțător. A fost legea înmulțirii minunate a lui Iisus Hristos. Adică 5 pâini și 2 pești care s-au înmulțit la 2.120.404. Le mulțumim și celorlalți, care nu ne-au votat, dar pe care îi așteptăm lângă noi, să fim împreună. Pentru că ne-a unit și ne unește, ca oameni, iubirea. Am fost toți într-un gând, am mărturisit într-un gând pe Dumnezeu, căci El ne unește și i-am dat votul nostru, pentru că El este liantul nostru. Iar poporul român, care a stat în întuneric atâta timp, a văzut în puterea conștiinței lumirea cea mare, căci Dumnezeu este cu noi. De aceea, dragii mei, vă mulțumesc încă o dată pentru chemarea la care ați răspuns, pentru chemarea pe care v-am adresat-o la o lucrare noi toți și împreună cu Dumnezeu. Efortul și jertfa voastră, cum v-am spus, mă responsabilizează. Din țară și sigur din cealaltă Românie de peste graniță, vocea voastră a fost acum auzită pe întregul mapamond, nu doar în țară. Toți și-au reamintit de puterea poporului nostru, așa, de altfel, cum am făcut-o în 1989. Ne-am recâștigat demnitatea și am luptat pentru a reface cultul onoarei și demnității. Am spus, din nou, că noi decidem ce este bine pentru noi și nu ce vor alții să fie bine pentru noi, dragii mei. Unitatea vine din nevoia de supraviețuire. Candidatul independent la cea mai înaltă funcție în stat a mai afirmat că ei politicieni sunt singurii care încă nu au înțeles ce s-a întâmplat în primul tur al alegerilor prezidențiale. În acest context, el le-a transmis acestora un mesaj clar, doamnelor și domnilor politicieni. V-ați întrecut în statistici, în sondaje nenumărate, ați făcut și continuați să faceți afirmații defăimătoare, v-ați jignit unii pe alții, dar, cel mai grav, este că ați jignit poporul român timp de 35 de ani și ați continuat să-l jigniți și astăzi, când spuneați că nu înțelegeți cum s-a întâmplat. Păi nu înțelegeți că popaul român a rănăscut și a rănăscut în el dorința de demnitate pe care a pierdut-o în acești ani. Nu există locul 1 sau locul 2. Nu există calificare pentru un podium. Singurul lucru care contează e poporul român. El este pe primul loc. Un singur loc, care aparține doar poporului, iar poporul trebuie să fie întotdeauna pe primul loc, în privința acuzațiilor de extremism care îi se aduc. Călin Georgescu a declarat: „Le sunt acuzat de extremism, de legături cu țări apropiate sau îndepărtate.” Fals. Total fals. Pentru că sunt total dedicat cu totul, cu inima mea, cu viața mea, poporului român. Oameni buni, nu există est sau vest, există doar România și pacea poporului nostru. Dacă doriți să sprijiniți canalul, vă rog să folosiți linkul de Revolut din descriere pentru a putea dona orice sumă doriți. De asemenea, aveți abonamentul disponibil pe acest canal și puteți să-l activați pe cel pe care îl doriți. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.